Întâmplare dramatică într-o școală din Argeș. O elevă de 18 ani a ajuns în comă pe mâinile medicilor și se luptă să trăiască după ce a făcut un atac cerebral la ore. Deși inițial s-a crezut că o ceartă cumplită cu părinții ar fi provocat asta, medicii au găsit tinerii la spital o malformație la creier, una pe care o avea din naștere și de care părinții n-ar fi știut. Costi Ivașcu știe culisele acestei povești triste. Te ascultăm, Costi. Bun găsit, este într-adevăr o poveste sfâșietoare, cu atât mai mult cu cât nimeni nu știa de această malformație a fetei, nici măcar părinții. A fost un șoc pentru toată lumea când medicii au dat verdictul. Hemoragie cerebrală masivă cu inundație ventriculară. Malformația de care fata suferea se pare încă din naștere, a dus la anevrism, spun medicii. Cert este că mai multe vase de sânge din creier s-au spart. Totul s-a întâmplat în timpul orelor. Din clasă, fata a fost dusă la spitalul din Curtea de Argeș, iar de aici a fost trimisă la București, unde medicii i-au spus însă că nu mai există nicio șansă. De câteva zile, tânăra este la terapie intensivă la Spitalul Județean din Argeș. Medicii de aici spun și ei că nu are nicio șansă. Tânăra, fata, este în acest moment intubată și ventilată mecanic. Mihaela? Mulțumim, Costi, pentru informații.